Un tablou necunoscut posibil al faimosului pictor american Jackson Pollock a fost descoperit în Bulgaria. Pânza ar valora 50 de milioane de euro și are pe spate o ștampilă cu semnătura lui Nicolae Ceaușescu. Aproape 1.200.000 de români cu venituri reduse vor primi pachete cu hrană din fonduri europene. De asemenea, autoritățile vor vira și banii pentru cardurile de alimente. Și sâmbătă este dezlegare la pește pentru cei care țin post. Vor găsi însă prețuri mari peste tot. Cel mai mult s-au scumpit somonul și păstrăvul. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. O operațiune coordonată de Europol, desfășurată în Bulgaria și Grecia, care a vizat traficul ilegal de artă, a dus la descoperirea unei picturi semnată, se pare, de celebrul artist american Jackson Pollock. Anchetatorii spun că tabloul, care ar valora 50 de milioane de euro, are pe spate o ștampilă cu semnătura lui Nicolae Ceaușescu și experții care au văzut-o nu exclud ca lucrarea să-i fi aparținut acestuia. Ministerul Culturii a transmis că tabloul nu apare în evidențele României și, mai mult decât atât, pe niciunul dintre obiectele din colecția lui Ceaușescu nu există semnătura lui. Pictura, despre a cărei existență nu se știa până acum, bănuită că ar fi semnată de celebrul artist american Jackson Pollock, a fost descoperită în urma unei operațiuni Europol, care a vizat o rețea internațională de traficanți de artă. Trei cetățeni greci i-ar fi oferit-o spre vânzare unui broker bulgar, în schimbul a 10 milioane de euro. Dar pentru că aceștia nu au avut și documentele care să-i ateste autenticitatea, dealerul a anunțat poliția. Tabloul a fost găsit într-o locuință din Bulgaria, iar cei trei cetățeni greci și un bulgar au fost reținuți ulterior. Ștampila cu semnătura lui Nicolae Ceaușescu a fost descoperită pe partea din spate a picturii și o variantă luată în calcul este că la un moment dat tabloul ar fi făcut parte dintr-o colecție a fostului președinte comunist. Ciudat este că lucrarea nu s-a aflat niciodată pe lista operelor confiscate de la fostul șef de stat și nici nu a fost observată vreodată în locuințele cuplului Ceaușescu. Să văd un astfel de tablou, eu nu mi-amintesc, n-am văzut niciunde pe pereții de acolo. El nu era un colecționar de artă ca să justifice o astfel de achiziție. Nici vorbă. Soții Ceaușescu au colecționat și au avut în palatele lor și în vilele de protocol doar tablouri românești. Eu nu cred că un lider comunist să fi colecționat arta expresionismului american cu tot felul de elemente de dripping. O altă explicație a prezenței semnăturii lui Nicolae Ceaușescu pe spatele tabloului este că traficanții de artă au aplicat-o ca să-i crească astfel valoarea. Pe spatele tabloului este scrisă și o dedicație pentru actrița Lauren Bacall, desemnată a 20-a cea mai mare vedetă feminină a cinematografiei clasice de la Hollywood. Надпис горе в ляво на английски език, който казва следното: Посветено на моята много талантлива и скъпа приятелка Лорен Бакъл. Честит рожден ден, 16 септември 1949 година. Следва подпис. Avem o actriță celebră din America, avem un dictator din Europa de Est, un pictor foarte cunoscut, în așa fel încât pentru cineva dispus să plătească sume mari, poate să creeze o anumită stare de excitement, cum zic englezii. Și totuși, experții bulgari care au văzut tabloul semnat probabil de Jackson Pollock spun că acesta ar valora până la 50 de milioane de euro, potrivit Radioului Național Bulgar. Procesul de verificare a autenticității este însă de durată. Ministerul Culturii din România intenționează să ceară repatrierea operei, dar bulgarii vor să o păstreze. Primul praf este dovedirea apartenenței la patrimoniul României. Și pentru asta noi trebuie să producem niște dovezi de necontestat. Arhive, liste de inventar, după care trebuie să vedem, sigur, în paralel și împreună cu colegii bulgari, dacă acea lucrare chiar este adevărată. Това, че е разкрита на наша територия, означава, че има огромен шанс ние да задържим и ще направим всичко възможно в това отношение. Pictorul Jackson Pollock, o figură majoră în mișcarea expresionistă abstractă a anilor 40-50, este cunoscut în lumea artei pentru tehnica lui de turnare și picurare a vopselei în modele sălbatice, pe pânze mari. A murit în 1956, într-un accident de mașină pe care l-a provocat după ce s-a urcat băut la volan. Tabloul descoperit acum se presupune că a fost realizat în 1949 și ar fi fost dăruit actriței Lauren Bacall când a împlinit 25 de ani. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and... Lauren Bacall avea origini românești, mama ei fiind o evreică emigrată din Iași. În cadrul operațiunii Europol, care a dus la descoperirea acestui tablou, au fost făcute descinderi în Sofia, Atena și insula Creta. Alte 5 tablouri ale unor artiști proeminenți au fost confiscate.
Așa cum se întâmplă mai mereu înainte de sărbători, autoritățile sunt generoase. Aproape 1.200.000 de români care trăiesc în condiții dificile vor primi în următoarele săptămâni pachete cu alimente din fonduri acordate de Uniunea Europeană. Este ultima tranșă acordată din bani europeni, însă autoritățile vor să prelungească măsura și pentru anii următori. În paralel și cardurile de alimente vor putea fi folosite pentru cumpărăturile făcute în săptămâna mare. Eu pun conserve de carne de porc, colega pune conserve de carne de vită. Eu fac cu ulei, colega pune pateu. 4 litri de ulei, 4 kg de mălai, 4 kg de zahăr, 2 de orez, compot de prune. Printre munți de produse, dar cu sarcini bine stabilite, cei 90 de muncitori din acest depozit pregătesc pachetele cu alimente pentru persoanele vulnerabile. Fiecare pachet cântărește 25 de kilograme și costă 190 de lei. Luate din magazine, la prețurile actuale, alimentele ajungeau să coste aproape dublu. Pentru pachete au fost însă achiziționate direct de la producători, la prețuri preferențiale. Suntem în cel mai mare depozit din țară, unde se pregătesc în total 400.000 de pachete, iar multe dintre acestea vor ajunge astăzi la sediul primăriilor din Călăraș, Vaslui sau Dolj, iar de acolo vor fi împărțite oamenilor înainte de Paște. Este pentru a șasea oară când astfel de alimente ajung la persoanele vulnerabile, iar autoritățile iau în calcul să prelungească măsura și în anii viitori. Alimentele ar urma să fie acordate fie sub forma unor pachete, așa cum s-a întâmplat până acum, fie sub forma unor vouchere valorice, iar banii vor fi tot europeni. În acest fel, ar urma să fie încurajată industria alimentară internă și stimulați furnizorii români. Cu excepția orezului, produsele sunt românești, iar autoritățile au plătit pentru fiecare tranșă peste 50 de milioane de euro, adică 250 de milioane de lei. S-au livrat până acum 150 de tone de produse în toate cele 5 tranșe, suntem la tranșa 6. Avem produse făcute în România, în marea lor majoritate. În pachete sunt practic 12 sortimente de produs. În total, alimentele vor ajunge la peste 3.000 de primării, iar de acolo la cei aproape 1,2 milioane de beneficiari, persoane aflate în risc de sărăcie, care primesc un ajutor social în valoare de 260 de lei. La Iași, în comuna Costuleni, 414 oameni sunt așteptați să își ridice pachetele. Au sosit ajutoarele de la Uniunea Europeană. Momentan avem niciun venit, suntem casnici, lucrăm cu ziua. Ne ajung aproape până la toamnă. În paralel, autoritățile au anunțat că vor alimenta mai repede și cardurile de alimente, în valoare de 250 de lei. Guvernul României, în ședința de ieri, a aprobat decalarea termenului pentru voucherele alimentare și încărcarea lor cu cei 250 de lei până la sărbătorile de Paști. În total, peste 2,4 milioane de persoane au primit cardurile de alimente, pe care le pot folosi doar în anumite magazine și pentru a cumpăra produse alimentare de bază. În plus, alte ajutoare, în valoare de 1 miliard de euro, bani europeni, vor ajunge începând cu a doua jumătate a anului la mai multe categorii defavorizate. Vârstnici, copii din familii modeste și persoane cu dizabilități. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de rechizite și haine, pentru aproximativ 360.000 de copii. Sunt promise ajutoare și pentru părinții de nou-născuți, iar studenții cu burse sociale vor primi un ajutor în valoare de 1.500 de lei pentru plata chiriei. George Becali s-ar putea întoarce după gratii dacă va fi găsit vinovat de fraudă la vot în stare de recidivă. Judecătoria Buftea a dispus astăzi în camera preliminară începerea judecății finanțatorului FCSB pentru că în 2018 ar fi participat la referendumul pentru familie. Asta deși după condamnările anterioare primise și pedeapsa prin care a fost interzis dreptul de a alege. Apărătorul lui Becali susține că acuzația este nefondată și că Becali nu a ales și nici nu a votat, ci și-a exprimat o opțiune. În plus, în octombrie s-ar prescrie oricum răspunderea penală. Dacă va fi găsit totuși vinovat, Becali ar putea executa și restul de pedeapsă pe care o mai avea atunci când a fost eliberat condiționat. George Becali are la activ 3 condamnări definitive, în dosarul Valiza, al schimburilor de terenuri cu MAPN și în cel al sechestrării hoților care au furat mașina. El a stat în detenție 1 an și 10 luni. Doi jandarmi din Ilfov au ajuns la spital azi noapte, unul împușcat în mână, celălalt în abdomen, pentru că primul nu și-a asigurat bine arma. S-a întâmplat la marginea Bucureștiului în timpul unei misiuni în care jandarmii încercau să prindă niște hoți de fier vechi. Procurorii militari cercetează cazul și vor stabili dacă jandarmul care a manevrat pistolul poate fi tras la răspundere. Echipajul jandarmeriei, format din 3 subofițeri, patrula pe șoseaua de centură a Bucureștiului, între orașele Pantelimon și Glina. În momentul în care au ajuns în dreptul unui teren viran, cum este acesta, au observat mai multe persoane care sustrăgeau fier vechi dintr-o instalație.
Echipajul a decis să-i oprească pe suspecți, iar unul dintre jandarmi a coborât și a folosit și arma din dotare. Se pare că e vorba despre un subofițer în vârstă de 25 de ani, care a tras mai multe focuri de armă în aer, somând suspecții să stea pe loc. Dar aceștia au încercat să plece cu mașina în care încărcau fierul, iar jandarmul a revenit la autospecială ca să pornească în urmărirea lor. Acesta a fost momentul în care tânărul subofițer ar fi trebuit să-și asigure arma, dar din motive încă necunoscute, pistolul s-a descărcat, rănindu-l în mână. Glonțul a ricoșat apoi și l-a lovit și pe un coleg în vârstă de 49 de ani, în abdomen. Confirmăm producerea acestui incident în care au fost implicați doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov. Imediat după acest incident, cei doi jandarmi au fost preluați de către ambulanță, conștienți și transportați la spital. Între timp, suspecții pe care încercau să-i prindă au profitat de situație și s-au făcut nevăzuți. La spital, medicii au decis că ambii jandarmi răniți necesită intervenții chirurgicale și supraveghere medicală atentă. Incidentul este investigat de procurorii parchetului militar, care au deschis în rem un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, uz fără drept de armă și neluarea măsurilor de siguranță în muncă. Dacă va fi găsit vinovat, jandarmul riscă închisoarea. Daniel Nițoiu, Pro TV. Strânși la Bruxelles pentru summitul de primăvară, șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene discută despre cum pot ajuta Ucraina să lanseze mai rapid o contraofensivă redutabilă și decisivă. Pe de altă parte, în contextul în care rușii folosesc tancuri fabricate la sfârșitul anilor 40, Dmitri Medvedev anunță că Rusia intenționează să producă 1500 de tancuri în 2023 și amenință Haga și Berlinul cu salve de rachete. Responsabilul rus pentru amenințările cu apocalipsa a lansat o nouă tiradă împotriva Occidentului într-un interviu acordat presei de la Moscova. Minavala li ugroza iadernova conflicta? Niet, ne minavala. Ana vazrasla. Kajdy den postavok inostrannogo oruzhiya na Ukrainu v konechnom shchete priblizhayet vot etot samyy iadernyy apokalipsis. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei are un nou pretext pentru asemenea declarații. Mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională împotriva lui Vladimir Putin. Mai întâi, Medvedev i-a avertizat pe judecătorii CPI că toți oamenii sunt sub Dumnezeu și sub raza de acțiune a rachetelor. Apoi a mers mai departe. Отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии говорят: ну вот если он приедет, мы его арестуем. Он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит? Представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. O dezlănțuire de furie de înțeles, dacă ținem seama de ultimele vești de pe frontul din Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului vede semne că Rusia și-a încetinit operațiunile în Bahmut. Potrivit americanilor, forțele Moscovei au obținut progrese marginale în unele zone, în timp ce în altele, Ucraina a lansat contraatacuri tactice. Și respectatul general ucrainean Oleksandr Sirski, care a comandat toamna trecută ofensiva Fulger din regiunea Harkov, observă că atacurile rusești din zona Bahmutului și-au pierdut din suflu. De luni de zile, mercenarii Wagner duc greul în zonă, în pofida apelurilor repetate de a primi muniții și susținerea trupelor regulate. Așa se face că, potrivit agenției americane Bloomberg, fondatorul grupării, Evgeni Prigojin, s-ar pregăti să încheie activitățile grupului paramilitar din Ucraina și să se concentreze din nou asupra Africii. Între timp, la Moscova, cei doi piloți ruși care au provocat prăbușirea în Marea Neagră a unei drone americane au fost decorați de ministrul rus al apărării cu Ordinul pentru Curaj. I don't know of another military in the world, another air force in the world that would award a pilot for smashing into a drone. If that's bravery, then I guess they got a different definition of it. I have no clue why they would give a bravery award to a pilot who was, and at best, just an idiot. Pe de altă parte, mai mari de la Kremlin rumegă nervoși rezultatele vizitei făcute de Xi Jinping la Moscova. I don't think President Xi wants a greater
Russia at all. I mean, he's trying to build a new Silk Road across the former Soviet Union in the south, which conflicts with the interests of Great Russia. What the Chinese are doing is using this wild wolf, Russia, in international relations to cause trouble for NATO, to cause trouble for America as much as possible without the Chinese having to lift a finger. He's now in the hands of the Chinese, and he's published a big article in Beijing saying that he's open to a political diplomatic regulation of the Ukrainian crisis. I think the indications are that the Chinese are pushing him now to find some way to end this war. Cu atât mai sfidător este gestul făcut probabil de un localnic curajos din Crimea, care a înălțat un steag ucrainean pe un releu de transmisiuni din sudul peninsulei, anexată de Moscova în 2014. Bulevardele din marile orașe ale Franței sunt din nou luate în stăpânire de violențe și tensiuni între protestatarii radicali și forțele de ordine. A fost a noua zi de mobilizare generală împotriva creșterii vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Multe școli au rămas închise, transporturile au fost paralizate, iar pe străzile Parisului s-au adunat peste 10.000 de tone de gunoi din cauza grevei din salubritate. Tulburările au început încă din zori, când protestatarii au blocat o autostradă în apropiere de Toulouse, în sud-vestul țării, și un depou de autobuze, la Rennes, în vest. Au fost prevăzute în jur de 240 de acțiuni de protest în întregul hexagon, după ce președintele Emmanuel Macron a declarat fără echivoc că legea va intra în vigoare până la sfârșitul anului. It's sure that it was the biggest social movement we had since the beginning of the 80s. And sure, it's quite complicated. A lot of people went into strike, even if it was hard in the current condition to go on strike, to lose a day of wage. Protestele împotriva reformei au atras mulțimi considerabile în marșurile organizate de sindicate, începând din ianuarie. În general, manifestațiile au fost pașnice, dar furia a crescut după ce guvernul a trecut legea prin asumarea răspunderii, fără vot în Parlament. Ultimele 7 nopți au fost marcate de demonstrații spontane la Paris și în alte orașe. Participanții au dat foc mormanelor de gunoi și au avut ciocniri violente cu poliția. On ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. În prezent, francezii se pensionează mult mai devreme decât vecinii lor europeni. Față de anul 2000, când 2,1 angajați plăteau pensia unui om, în prezent doar 1,7 salariați achită o pensie. Iar Franța nu-și mai permite acest lucru, explică neobosit președintele Macron. Les gens vivaient dans quel monde? On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu l'inflation. La nation a dépensé des dizaines de milliards d'euros pour protéger. Elle a donc construit une dette qu'on amortit dans le temps. Et nos comptes se sont dégradés. Et surtout, tous les experts disent vous avez un problème de votre système de retraite. Donc oui, il faut pouvoir avancer, l'engager, c'est cohérent. La réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire. Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres. Telefoanele și aspiratoarele vor putea fi reparate mai ușor, chiar și după ce ies din garanție. Cum vrea Comisia Europeană să-i ajute pe consumatori, aflați imediat. Sâmbătă aceasta, creștinii au dezlegare la Pește, iar depozitele importatorilor sunt deja pline în așteptarea unui volum crescut de vânzări. Din nefericire, spun cei mai importanți furnizori, prețurile pieței interne au atins un vârf absolut. Cel mai mult s-au scumpit somonul și păstrăvul, care sunt printre cele mai dorite specii de pește. Surprinzător, și-au păstrat neschimbat prețul tocmai crustaceele considerate un lux, în special homarul. Aici e o operațiune de scoatere a oaselor, e un sistem integrat de utilaje. Pescuit în Norvegia, apoi tranșat, spălat, filetat și ambalat în depozitul din București, somonul așteaptă dezlegarea la pungă a consumatorilor români. Vin cele mai mari cantități de pește proaspăt, cu aproximativ 30% mai mult decât o perioadă normală. Săptămâna cu bună vestire din postul Paștelui aduce din totdeauna un vârf de comenzi, inclusiv pentru fructe de mare. Doar că în acest an și pescăriile și magazinele online sunt prinse într-un
val de scumpiri. Noi mergem săptămânal la bursele din Norvegia, din Turcia, Grecia, din Spania. Păstrăvul și somonul au crescut cu peste 100%. Toată industria, practic, suferă de aceeași problemă. Iată unde eram în 2018 și unde am ajuns în prezent. În acest interval, prețul peștelui din România a crescut cu peste 50%. Culmea este că inițial ne aflam sub media Uniunii Europene, dar am depășit-o, iar distanța s-a mărit pe măsură ce a crescut și proporția de pește de import față de ce produceam sau pescuiam local. Din 2021 are loc o scumpire fabuloasă și lăsăm în urmă chiar și țări precum Spania, Islanda, Portugalia și Grecia. Deloc întâmplător sunt marii producători ai Europei, de unde România aduce în fiecare an zeci de mii de tone de pește. Culmea este că deocamdată consumul rămâne constant la 9 kg și jumătate pe an. Probabil, explică importatorii, pentru că și carnea de pasăre, de vită și porc s-a scumpit, cu un procent similar. Mănânc pește, sigur, nu te pot opri complet, dar e bine cu un pic de înțelegere față de posibilitatea de cumpărare. Culmea este că tocmai prețul homarului a rămas constant, la sursă între 200 și 250 de lei pe kilogram. Între timp, scumpirea celorlalte specii de import preferate de români a avut automat un impact asupra cheltuielilor restaurantelor care își bazează meniurile pe preparatele din pește. Așa că uneori a fost nevoie de un compromis. În acest bistro, pentru a nu risca să își piardă o parte dintre clienți, managerul a decis să scadă marja de profit și să păstreze exact aceleași prețuri față de acum 2 ani. Tot din categoria strategiilor de păstrare a clienților, lângă un raion de pește din București a fost instalat un cuptor în care angajații gătesc gratuit exemplarele pe care oamenii le cumpără proaspete. Aleg condimentarea și dacă îl vor preparat întreg, fileuri sau rondele, și îl primesc făcut, plătind doar 10 lei ambalajul. Consumatorii din statele Uniunii Europene vor putea să-și repare mai ușor produsele electronice și electrocasnice, chiar și după expirarea termenului de garanție. Comisia Europeană își propune să ajute clienții să păstreze mai mult aceste produse ca să poată face economii și să reducă astfel numărul deșeurilor. Propunerea vizează mai ales telefoanele, tabletele și aspiratoarele, care până acum erau greu de reparat. Mai trebuie însă votul Parlamentului European. De o vreme, un produs defect e mai degrabă înlocuit decât reparat. Asta înseamnă cheltuieli în plus pentru consumatori și daune pentru planetă, sănătate și economii, potrivit Comisiei Europene, care este de părere că oamenii nu primesc suficiente stimulente ca să își repare electrocasnicele. Prin noile propuneri, Uniunea Europeană vrea să se asigure că nu vor mai fi aruncate produse stricate aflate încă în garanție, iar după expirarea acesteia, clienții vor avea opțiuni mai simple și mai ieftine să le repare. Noua legislație îi va ajuta mai ales pe cei care aruncă telefoanele inteligente și tabletele după ce se strică. Potrivit unei asociații de reciclare deșeuri de echipamente electrice și electronice, sunt zeci de mii de telefoane nefolosite prin sertarele românilor. Trebuie ca produsul să fie proiectat în acest sens, așa cum prevede legislația europeană în vigoare. Se cheamă proiectarea produsului astfel încât componentele sale să poată fi înlocuite, iar centrele de reparații să aibă la dispoziție piese de schimb. Înainte de expirarea garanției legale, vânzătorii vor fi obligați să ofere reparații, cu excepția cazului în care acestea sunt mai costisitoare decât înlocuirea produsului. Putem prelua prin persoane autorizate produsele clienților. În momentul în care aceștia au o problemă cu produsul și este în garanție, îl poate aduce direct în magazin, noi îl trimitem către service și în maxim 15 zile se întoarce înapoi, ori în magazin, ori direct către client. Chiar și după expirarea termenului de garanție, consumatorii vor avea la dispoziție instrumente pentru ca repararea să devină o opțiune ușoară și accesibilă. De asemenea, va fi creată și o platformă online care va ajuta consumatorii să găsească rapid centre de reparații în zona în care locuiesc. Oamenii vor putea să afle tarife pentru diferite proceduri, dar și condițiile în care anumite produse pot fi reparate. De altfel, cei care lucrează acum în asemenea centre ne spun că interesul clienților a crescut în ultima perioadă. E mult mai rentabil să repar cu 200-300 de lei față de 3000 de lei cât ar fi un produs nou. Asta în cazul frigiderelor, de exemplu. Pentru a intra în vigoare, propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. În cazul unui bloc din sectorul 5 al capitalei, unde dezvoltatorul a ridicat un etaj în plus fără autorizație, Inspectoratul de Stat în Construcție a obținut în instanță o sentință definitivă de demolare. Dar până acum nimeni nu a pus-o în aplicare, nici dezvoltatorul și nici primăria de sector. Edilii susțin că vor recurge la demolarea supraetajării, iar Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă efectuarea unei expertize care să arate cum a fost afectată structura de rezistență.
Sectorul 5 din București este în topul construcțiilor ilegale din capitală. Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții, multe imobile ar trebui demolate aici dacă s-ar ține cont de legislației și de sentințele judecătorești. Trebuia să aibă un diriginte de șantier. El n-a avut nici diriginte de șantier. Cazul acestui bloc din intrarea Giurgiului, numărul 17, se înscrie perfect în categoria clădirilor ilegale. Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții, dezvoltatorul Silviu Băltățeanu a ridicat aici un etaj în plus fără autorizație, ceea ce este ilegal. I-au fost aprobate două niveluri cu mansardă și a executat trei etaje plus mansarda. Dar când ați cumpărat, v-a dat cartea tehnică a blocului? Asta e problema, că nu are. Nu ne-a dat-o nici până în ziua de astăzi. Arhitectul șef al primăriei sectorului 5 confirmă că nu există acte pentru etajul 3. Așadar, supraetajarea s-a făcut ilegal, spun și inspectorii ISC. Ați avut vreodată cunoștință despre o reautorizare pentru etajul ilegal? Nu, absolut nimic, nu. Nici la data prezentei n-am regăsit o solicitare în acest sens. Dezvoltatorul Silviu Băltățeanu a obținut autorizație pentru subsol, parter, etajul 1, etajul 2 și mansardă, pe vremea când primar al sectorului 5 era Marian Vanghelie. Deși Silviu Băltățeanu nu a respectat autorizația și a construit un nivel în plus, recepția lucrărilor n-a scos la iveală ilegalitatea. Arhitectul șef al primăriei sectorului 5 spune că nu știe cine a făcut recepția blocului. Îi arătăm noi documentul. Inspector Boțilă Alma a semnat aici, a fost la fața locului pentru recepția lucrărilor, cum este obligatoriu la o comisie de recepție. Doamna Boțilă Alma mai lucrează în primărie? Da. Sunați-o de față cu mine și haide să o întrebăm. Claudia, rugăminte, doamna Boțilă, să-i spui să vină un pic? Da, cum să-l Mulțumesc. Inspectorul Alma Boțilă confirmă că ea a făcut recepția, dar susține că la momentul verificării construcției, imobilul ar fi respectat proiectul. Și de dumneavoastră. Chiar de mine semnat. Chiar de dumneavoastră, da. Știți că acest bloc are o mare problemă. Un etaj în plus construit fără autorizație. Da. Nu l-ați văzut acolo că era în plus? Cum ați semnat? Nu mai mi-aduc aminte. Era așa când l-ați avizat? Probabil că da. Alma, da. Doamna te întreabă, da. La momentul recepției, cum s-a încheiat recepția? Dacă avea 8 etaje, semnai recepția sau nu? Nu semnam, evident. Nu știți să vă prezentați, să spuneți ce s-a întâmplat în acest caz. La momentul realizării recepției, clădirea avea 2 etaje și mansardă. La momentul procesului verbal nu am văzut că a făcut. Ăsta e răspunsul corect. Așa se explică de ce ilegalitatea a ieșit la iveală abia după recepție. Oamenii din zonă sunt cei care au reclamat la ISC faptul că blocul are un etaj în plus. Neregulile sunt menționate de altfel și în extrasul de carte funciară din 2014. S-a ajuns în instanță. ISC a cerut demolarea. Procesul a durat până în 2016, timp în care dezvoltatorul n-a făcut nimic pentru intrarea în legalitate. Tribunalul București a decis ca etajul ilegal să fie dat jos. Sentința de demolare este definitivă. Măsurile executorii nu se prescriu niciodată. Potrivit legii, demolarea trebuia făcută de dezvoltator. Până acum nu s-a întâmplat asta. Legea obligă, într-un astfel de caz, primăria să dezafecteze supraetajarea ilegală, dându-i dreptul să recupereze apoi banii de la investitor. Nici acest lucru nu s-a întâmplat. Primăria nu a dispus ceea ce a hotărât instanța. Sunteți de acord cu mine? Da, nu... Nu știu, nu sunt răspunzător pentru ceea ce n-au făcut alții. Haideți să o luăm pas cu pas și să vedem ce e de făcut de acum înainte. Din 2018, blocul a trecut de pe raza teritorială a sectorului 5 în jurisdicția sectorului 4. Edilii din sectorul 5 susțin că procedura de demolare poate fi demarată acum numai împreună cu edilii din sectorul 4. În urma acestui interviu am vorbit cu conducerea instituției și am hotărât să demarăm o procedură împreună cu colegii noștri de la sectorul 4. Vorbim despre un imobil dat în folosință în care se află persoane care locuiesc acolo și ele trebuie relocate. Să vedem în ce măsură pot fi desființate lucrările, astfel încât să nu afectezi etajele inferioare care sunt autorizate. Efectele ilegalităților se văd deja în pereții imobilului. Deși clădirea are doar 10 ani, zidurile sunt crăpate. Inspectorul ISC, care ne-a însoțit pe teren, spune că structura de rezistență ar putea fi afectată din cauza supraetajării.
Orice fisură poate să te anunțe că este într-adevăr un pericol. Deci proprietarii trebuie să gândească, domnule, noi trebuie să facem o expertiză. Expertizarea imobilului rămâne așadar singura modalitate prin care se poate vedea stadiul actual de degradare a construcției. Contactat de inspectorul PRO, dezvoltatorul Silviu Băltățeanu susține că imobilul a fost construit cu acordul primăriei sectorului 5 și că totul este legal. Aș vrea să vă întreb câteva chestiuni legate de blocul pe care l-ați construit în intrarea Giurgiului 17. De ce? Nu am ce să vă răspund, toate situații, blocul este vechi, are 14 ani de s-a făcut, deci nu am ce să ajut. Dacă aveți ceva întrebări și rămuriți, puteți să mergeți la primăria de Giurgiului 5. Primăria a spus clar că nu v-ați autorizat niciodată pentru acel etaj și că este ilegal. De ce l-ați construit? Eu vă spun că este ilegal. De urbanism, la ele există autorizație luată, există nu există nicio autorizație, primăria nu deține nicio autorizație pentru etajul în plus. M-ați întrebat și v-am răspuns. Silviu Băltățeanu nu este la prima încălcare a legislației din construcții. În 2018 a fost obligat de instanță să-și demoleze un alt bloc construit ilegal. Motivele au fost multiple. Nu era respectată siguranța stâlpilor de rezistență. În plus, clădirea a fost ridicată pe spațiul verde la câțiva metri de blocurile vecine. Ruinele construcției pot fi văzute și astăzi. Inspirați de satele pitorești în care au copilărit, numeroși tineri spun pe internet povestea acestor locuri unice, iar mesajul este foarte apreciat. Revenim cu dovezi în câteva momente. Pe litoral se dezvoltă zeci de proiecte imobiliare. Se construiește atât în Mamaia cât și în sudul litoralului, iar investitorii sunt inclusiv din China. În mare parte este vorba despre imobile destinate turismului. Prețul pe metru pătrat variază. De pildă, Mamaia pornește de la aproximativ 1600 de euro. În Mamaia, stațiune în care se construiește masiv de câțiva ani, sunt ridicate acum mai multe imobile cu apartamente care vor fi închiriate în regim hotelier. Unele sunt chiar la limita cu plaja. 45 de autorizații a emis Primăria Constanța în 2022, iar de la începutul anului încă 16. Conform dezvoltatorilor, un metru pătrat construit în Mamaia ajunge la cel puțin 1600 de euro. Prețul aproape se dublează în cazul apartamentelor de lux. Merită, pentru că este investiție, iar ținând cont de zona și locația respectivă, vor fi un plus tot timpul, adică nu are cum să devalorizeze. Nu de mult, aproape gol, sudul litoralului urmează să fie împânzit de șantiere. Doar pentru zona costieră de la Olimp până la Mangalia au fost emise 75 de autorizații de construcție. Este vorba despre documente eliberate în acest an, strict pentru zona de interes turistic. Cei mai mulți investitori s-au orientat spre Olimp. Așa va arăta, de pildă, un ansamblu cu 21 de etaje. Un metru pătrat construit ar urma să coste aproximativ 2000 de euro, potrivit dezvoltatorului. Peste etajul 21 vom avea o pasarelă pietonală, care se va continua cu o podea din sticlă. Discutăm de investiții de la P+1 până la P+20 de etaje. Ne dorim să păstrăm în același timp spațiu verde. Mai jos, în Saturn, este ridicat un ansamblu rezidențial cu 200 de apartamente. Dezvoltatorii sunt chinezi. Au investit aproape 20 de milioane de euro în blocuri de apartamente. Cele mai multe dintre ele s-au vândut încă din faza de proiect. Metrul pătrat costă aici între 1000 și 1300 de euro. Constanța are un caracter atipic pentru că este principalul oraș turistic al României și asta face ca pe piața rezidențială din Constanța să fie foarte mulți jucători din afara Constanței. Sigur că acest lucru are și plusuri, are și minusuri. Prețurile tind să crească în continuare. Potrivit unei platforme de imobiliare, prețul mediu pe metrul pătrat este de 1.624 de euro în cazul apartamentelor noi și 1.465 de euro în ceea ce le privește pe cele vechi. Aceeași sursă spune că prețurile au crescut cu 3% în ultimele 12 luni. Tot mai mulți tineri părinți caută în mediul online sfaturi despre îngrijirea copiilor, dar nu găsesc mereu articole de specialitate scrise de profesioniști. Din această cauză riscă să le facă rău celor mici, crezând că îi ajută. În sprijinul acestor părinți, UNICEF a adus și în România o aplicație gratuită care oferă sfaturi, recomandări și idei de jocuri pentru copii. Am folosit o aplicație pentru diversificare. Acolo erau rețete și pași cum să începi. Și alt fel de aplicații?
Ați mai folosit? Aplicație pentru a urmări salturile mentale. Era pentru mine să știu când este el neliniștit. Există aceste aplicații în care setezi ora la care adorme copilul, ora la care se trezește și, pe urmă, este generată următoarea oră la care trebuie să doarmă copilul. Astfel de aplicații sunt des folosite de părinții care nu au sprijin în creșterea copilului. Majoritatea aplicațiilor făcute de profesioniști sunt însă cu plată sau în limba engleză. Mulțimea lor, combinată cu multitudinea de site-uri sau influenceri care oferă sfaturi, îi derutează pe părinți. Nu mai știu pe ce și pe cine se pot baza cu adevărat. Organizația UNICEF aduce în România aplicația Bebo, disponibilă deja în 14 țări, din Europa și Asia Centrală. A fost creată de specialiști de la Geneva, alături de doctori și psihologi. It provides information based on age, the difference age of the child. It provides the opportunity for parents to register and record more than one child. Aplicația este destinată părinților care au copii până în 6 ani și pune la dispoziție jocuri în funcție de vârsta copilului, sfaturi despre dezvoltarea acestuia, de exemplu, dacă a început să meargă, dacă înțelege ceea ce îi se spune sau dacă a început să vorbească, și există și o secțiune în care părinții pot adăuga vaccinurile copilului, practic o fișă medicală digitală. În România, conținutul aplicației a fost parcurs de medici, psihologi și experți în educație și tradus pe înțelesul tuturor. Reperele de dezvoltare sunt aceleași pentru toți copiii. În funcție de aceste înregistrări, recomandările pe care le face aplicația sunt specifice și individualizate pentru fiecare profil de copil înregistrat în aplicație. Acum, aplicația este folosită de peste 100.000 de utilizatori din afara României. Poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play. Inspirați de creatorii de conținut din marile orașe care promovează cafenele, restaurante sau diverse produse și activități, tot mai mulți tineri care au copilărit pe ulițele satelor pitorești de la noi vin cu idei originale. Spun povești în spațiul online despre locuri de frumusețe rară, despre tradiții și obiceiuri. Chiar dacă au plecat de la câteva sute de urmăritori, așa numiții influenceri rurali au ajuns rapid la 10.000 de fani. Și chiar dacă știu mai puțin despre tehnologie, localnicii au intrat și ei în joc. Bună ziua, dragi urmăritori! Astăzi o să mergem la bunica să vedem ce ne pregătește de post, că suntem în postul mare. Denis are 19 ani și a copilărit în Vișeu de Jos. Acum este student la două facultăți, în Baia Mare și Cluj. Dar de anul trecut, vizitele la bunici s-au transformat într-un prilej permanent de a-și surprinde urmăritorii de pe rețelele sociale, cu invitații virtuale pe plaiurile Maramureșului, dar și cu rețete culinare, de pildă celebrele pancove sau gogoși ardelenești. Te-ai filmat să vadă followerii ce fain faci dumneata pancove aici în Maramureș. Aș zice ce sunt followeri? Faloșe! Nu, urmăritorii. Ca un veritabil creator de conținut rural, la început de drum, Denis promovează gastronomia din zonă, portul, meșteșugurile, dar și ulițele satelor, care duc către casele oamenilor primitori. Pe de altă parte, și bunicile din sat abia așteaptă să vadă câte aprecieri primesc la fiecare postare din bătătură. Te-am pus pe Instagram, știi ce e Instagram-ul? Da! Da? Am o abilitate, știu. Merg prin satele maramureșene și încerc să găsesc oameni autentici, simpli, frumoși. Am 10.000 de urmăritori. Și Patricia a început să promoveze localitatea Marin, din județul Sălaj. Are 25 de ani, este fotograf și are deja peste 20.000 de urmăritori. Documentează fiecare crâmpei din viața de la sat și toate poveștile se strâng în Casa Albastră, o casă veche, cumpărată și recondiționată chiar de ea. Organizez evenimente culturale la mine în sat. Simt că am fost crescut aici întotdeauna și e ceva normal pentru mine să am pasiunea asta. Pentru un singur clip de câteva secunde e nevoie însă de multă muncă. Ace 80 de ani mă trag om ticu, dar nu mă las. Că pare rău după lume că eu trec și ea rămâne. Clipurile de promovare au atras și atenția străinilor, care trimit deseori mesaje de apreciere pentru bătrânii satului. Summitul european organizat astăzi și mâine la Bruxelles nu este setat pe consens și armonie. De această dată, tensiunile sunt generate de răzgândirea Germaniei cu privire la sfârșitul motorului cu combustie internă în 2035. Presat de ponderea imensă a industriei auto în economia țării, aflată oricum în suferință, Berlinul, dar și alte state, inclusiv România, vor modifica legii CO2 convenită anul trecut de Comisie și de Parlamentul European.
Dincolo de războiul din Ucraina, imigrație și competitivitatea Uniunii în fața Americii și a Chinei, subiectul care riscă să dinamiteze reuniunea UE este viitorul industriei auto și al energiei nucleare. Parisul și Berlinul sunt în dezacord fățiși. Legea CO2, principalul instrument al UE pentru a accelera trecerea Europei la vehiculele electrice, a fost suspendată la începutul acestei luni, după opoziția Germaniei. Situația economică a țării, care anticipează al doilea trimestru de scădere economică, a jucat un rol decisiv. Fără Germania, este acum imposibil să se obțină un vot al Consiliului cu majoritate calificată asupra textului, în timp ce alte state membre, Italia și Polonia în special, s-au opus încă de la început. Es gibt klare Verständigung in Europa, dazu zählt auch die von allen Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, weiter zugelassen werden können. Es geht jetzt eigentlich nur noch ganz pragmatisch darum, den richtigen Weg zu finden, diese von der Kommission ja längst gegebene Zusage auch umzusetzen. Den zuständigen Kommissar und den zuständigen Minister betrifft, ist das alles auf gutem Weg. Berlinul dorește ca după 2035 să fie permisă utilizarea așa numitului combustibil sintetic, neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Acest tip de carburant, numit sintetic, este identic cu cel produs prin rafinare, din petrol, dar folosește un proces de producție cu bilanț de carbon neutru. Altfel spus, acest lucru ar însemna menținerea motoarelor termice, iar Germania nu este o voce izolată în acest dosar. Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care susține puternic constructorul Ferrari, consideră că sfârșitul planificat al motorului cu combustie până în 2035 este prea ideologic. În sens mai larg, ea spune că tranziția ecologică reprezintă un risc de dezindustrializare pentru țara sa. Noi nu riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi. În plus, miniștrii transporturilor din Republica Cehă, Germania, Italia, Polonia, România, Ungaria și Slovacia s-au întâlnit pentru a discuta schimbarea planurilor Uniunii Europene. Pentru România, tema este una de mare interes, dată fiind dependența ridicată a economiei de industria auto, prin cele două uzine, de la Mioveni și Craiova, dar și prin miile de firme care furnizează servicii și componente industriei auto. Este însă de așteptat ca Franța și alte state să fie inflexibile. Ja, wir haben ja eine Agenda und es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen. Wir weder Brennauto noch Atomenergie stehen auf der Tagesordnung und man soll auch bei den Schlussfolgerungen bleiben, die jetzt sind. Analiza genomică a 5 mostre din părul compozitorului german Ludwig van Beethoven a făcut lumină în privința bolilor de care a suferit acesta. Oamenii de știință au descoperit, printre altele, că Beethoven avea o predispoziție genetică pentru boli hepatice și că era infectat cu virusul hepatitei B în lunile anterioare morții sale la numai 56 de ani. Ich glaube, dass Beethoven genom, was jetzt sequenziert wurde, ist wirklich das Beethoven genom. Das ist schon mal eine nicht so einfache Sache aus Stücken von Haar auf der Welt verteilt. Dass da genetische Faktoren, Alkohol, Hepatitis eben irgendwie zusammengespielt haben und die Lebererkrankung. You have the liver disease and this seems to have developed over about the last 6 to 7 years of his life. In the spring of 1825 he describes spitting a great deal of blood from his windpipe. This is likely indicative of cirrhosis. Pe de altă parte, câteva anomalii apărute în compararea cu ADN-ul unor persoane considerate înrudite cu Beethoven au scos la iveală că tatăl compozitorului a fost rezultatul unei relații extraconjugale a mamei sale. În schimb, oamenii de știință n-au reușit să găsească răspunsuri legate de misterioasa pierdere a auzului suferită de Beethoven, manifestată treptat de la vârsta de 20 de ani. Secvențierea ADN-ului a fost efectuată în Germania, în laboratorul de antropologie din Leipzig, unde sunt studiați de obicei oamenii preistorici.